Acționat la foc continuu în județul Galați, după ce puhoaiele au făcut prăpăd. În ajutor le-au venit și colegii din județele vecine. Stăm de vorbă acum cu domnul Dan Ionaș, cu purtător de cuvânt al ISU Galați, care ni se alătură cu ultimele informații. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cum a trecut noaptea? Dacă digurile... Da, vreau să vă întreb, cum a trecut noaptea pentru salvatorii ISU? Chiar dacă digurile, așa cum a spus mai devreme, s-au rupt, noi am păstrat un front unit alături de pompieri de la Galați și la alte inspectorate, împreună cu jandarmii. Am reușit să acoperim foarte bine frontul la Slobozia, Cunachi, Cuzavodă și Pechea, acolo unde am fost și aseară și este nevoie cea mai mare de ajutor și de intervenție. Încă avem două persoane dispărute, un bărbat la Costache Negri și unul la Pechea. Continuăm operațiunea de căutare să vedem dacă se confirmă dispariția acestor persoane sau dacă sunt la aparținător și nu se poate lua legătura cu ei. Încă este DN25 blocat și nu sfătuim populația să se încomete la drum. Rugăm să aștepte indicațiile autorităților, mai ales că este încă valabil un cod roșu până la astăzi la ora 12 pe Prut și Siret. Acționăm în continuare cu 160 de pompieri la alte inspectorate și 256 de pompieri în total, cu toate medicilor cele din dotare. Și numai atât, dar și camioanele de ajutoare au venit și sunt distribuite pe localități pentru sinistrați. Vorbim de paturi, catarmament, conserve și bețe de salvare, apă, produse de igienă. Un ajutor foarte important. Și iată, așa cum a spus și dumneavoastră, au venit în ajutorul dumneavoastră și colegi din alte județe. Cu toții muncesc. Vă coordonați acolo la fața locului pentru a gestiona această situație extrem, extrem de grea. Am reținut informația pe care ne-ați furnizat-o. Două persoane în continuare dispărute. Spuneați, o persoană din Pechea și una din Costache Negri. Exact. Care sunt căutate inclusiv în acest moment. Da, pot. Vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Mulțumim.